Bună ziua din nou, prieteni, de aici din Chișinău. Ia uitați ce e în spatele meu, la intrare în Parcul Valea Morilor. Deci, după restaurantul Sarchis, se face o terasă. De anul trecut au prăduit terenul ăsta, e domeniul public. Ia uitați cum arată. Ia uitați-vă ce e aici. Se face o cafenea pentru șmecheri. Dacă nu știți, uitați. Asta e intrarea în Parcul Valea Morilor, cel mai mare și frumos parc de aici din Chișinău. Iar această teren e luat din domeniul public furat de cine credeți? De Ceban, cu Vladimir Cebotari și cu Vitalie Perciun, de care v-am zis că au luat toate spațiile comerciale de la autogara centrală. Ăștia-s bandiții, își fac cafeneaua lor să se întâlnească aici. Pentru că în capul aleii, de obicei, eu am spus asta, instituțiile statului nu fac nimic, dorm. Aici, în capul aleii, dragi prieteni, periodic, Vladimir Cebotari se întâlnește cu Ghenadie Pavliuc, președintele judecătoriei Ciocana, pentru ca să-i spună ce soluții să mai dea în anumite dosare, pe cine să mai țină în pușcărie și pe cine să-i libereze. Chiar aici, în colț, e un chioșc, aici se întâlneau ei. Știți? Așa, pascuns. Iar acum și-au făcut o terasă. Ia uitați, în loc să mărească acest loc de joacă pentru copii, ia uitați, un loc de joacă pentru copii, un sfert cât terasa asta. Vedeți? În loc să facă un loc de joacă mare, ei au luat terenul pentru cafenea, pentru restaurant. Ia uitați ce aici. Uitați-vă și noastră. Da? Chiar la aici, lângă Sarchis se face. Domeniul public, în loc să îl dea cetățenilor municipiului Chișinău, să facă, nu știu, eventual un teren de... Cu bare pentru gimnastică, pentru că aici, în timp de pandemie, când sălile au fost toate închise, lumea a venit să facă sport și nu aveau aparate destule în parc. Ar putea să facă așa ceva aici, nu? Nu, ei au preferat ca după, lângă restaurantul Sarchis, da? Care e chiar aici, e lipit de această terasă, să continue și să profite de spațiul din parc, atenție, din parc, stimați locuitori ai municipiului Chișinău. Asta face Ion Ceban. În loc să-l intereseze bunăstarea dumneavoastră, a celor care plătiți taxe și impozite, către municipiul Chișinău, către administrațiile financiare, pe el îl interesează doar bunăstarea familiei lui, a acoliților, a infractorilor care sunt compliși cu el. Vladimir Cebotari, interlopul Vitalie Perciun, Alexandru Odințov, cel care ia toate șpăgile de la constructori, Vasile Chirtoca. Ăștia sunt o parte din mafioții lui Igor Dodon și ai lui Plahodniuc, care fac pentru ei banii negri, vedeți? Și să aibă bandiți unde să se întâlnească. Aici îi veți găsi pe toți curând, când va fi gata. O zi frumoasă, prieteni, în continuare, de aici, din Parcul Valea Morilor.